veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvit să fie Domnul! Haideți, frați și surori, să luăm Sfânta Carte și cu voia Domnului să continuăm părtășia noastră asupra bisericilor din Noul Testament, asupra bisericilor locale. Ne vom opri în dreptul bisericii din Antiohia Siriei. În mod special de la Fapte, capitolul 11, 13, avem pasajele care cuprind relatările despre această biserică. În Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26, ni se spune că biserica aceasta a fost prima biserică, în ghilimele spus, creștină. Nu că a fost prima, dar prima numită creștină, 11 cu 26. Pentru întâiași dată, ucenicilor le s-a dat numele de creștini în Antiohia. Vă las pe dumneavoastră să studiați și să gândiți de ce au recurs oamenii la a-i numi așa. Dar, în mod normal, într-o prima apariție, când cineva ajunge să poarte o poreclă sau să fie denumit într-un fel, lucrul acesta derivă de la ceva. Și se pare totuși că oamenii aceștia trăiau după modelul Domnului Hristos, încât au fost numiți chiar de cei din afară în felul acesta, după acest nume frumos care a fost apoi adoptat de toți care cred și că trăiesc și că nu trăiesc. Rămânând aici, uitați-vă pe aceeași pagină, în versul 22, vese despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Și din ceea ce urmează, vedem că s-a păstrat legătura între această biserică și biserica de la Ierusalim. Uitându-ne în capitolul 13, versetul 1 și 2, două versete de care ne vom mai folosi, dar vreau să le citim acum deja, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Îi dă cu numele și scrie în versul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. O biserică, având lucrători și locali și de asemenea misionari, o biserică în care prezența Duhului Sfânt era foarte evidentă, o biserică de la care cred că putem să învățăm și în zilele și vremea noastră și Domnul să ne ajute. Amin. Pe parcursul acestor noțiuni vom întâlni lucruri care sunt și la noi și ne vor părea obișnuite. Însă poate vom găsi anumite lucruri care nu sunt la aceeași înălțime, la aceeași altitudine spirituală și exact în aceeași formă la care sunt aici. Și sunt unele care pot fi preluate. De altfel, tot ce este în Scriptură poate fi preluat, dar zic că unele pot fi preluate, cum ar fi cazul bisericii din Ierusalim, că nu mai putem să avem toate de opște. Vreau să ne uităm mai întâi la formarea acestei biserici. La formarea bisericii din Antiohia au contribuit niște misionari anonimi și niște misionari cunoscuți. Uitați-vă în 11 cu 19 scrie, cei ce se împrăștiaseră cu prilejul prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, din pricina prigonirii, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Nu sunt nominalizați. Frați predicatori din biserica de la Ierusalim. Unii dintre ei, spune aici, finalul versetului, căci predicau numai pentru iudei. Dar spune versetul următor, totuși printre ei, câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Au trecut să propovădească și la neamuri, dar rețineți cine a făcut lucrul acesta. Cei care fusese împrăștiați printre neamuri, dar cei care erau iudei băștinași și nu fusese plecați în diaspora, împrăștiați, erau mai atașați numai de iudei. Pe când ceilalți care trăiseră printre alte națiuni, își dăduseră seama că și alții sunt oameni care au nevoie de mântuire, și alții sunt oameni ca și ei, și lor le-a fost mult mai ușor și mai la îndemână să le propovăduiască la acele neamuri. Astfel, biserica din Antiohia era o biserică mixtă, formată din iudei și neamuri. S-a format, uitați-vă, spune versetul 21, versetul următor, mâna Domnului era cu ei. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Aveau Evanghelia Domnului, dar aveau și mâna Domnului. Că Evanghelie putem mai ieftin să propovăduim, dar dacă nu-i mâna Domnului, nu se realizează aproape nimic. Dar cu acești misionari, măcar că erau anonimi, adică nu le cunoaștem numele și nu erau din cei din frunte neapărat, era mâna Domnului cu ei. La fel este și în vremea noastră. Sunt o serie de predicatori, de evangheliști, de învățători care sunt cunoscuți, să zic, la nivelul întregii țări.
Și anumite nume au rezonanță, poate majoritatea bisericilor îi știe, fratele Cutare. Sunt alții care nu sunt așa cunoscuți. Dumnezeu are și oameni mai cunoscuți, dar are și din cei care sunt mai puțin cunoscuți, dar mâna Domnului poate să fie cu ei. Și poate să dea biruință și prin ei. V-am împărtășit eu cândva că eram la o conferință și cum stăteam așa la balcon, m-am uitat și parcă am avut un gust așa și am zis, Doamne, dar suntem slabi la ora asta, acum sprijinește-ne cumva că ăștia sunt pe care ne ai aici. Și așa am primit o conștiință la nivelul Duhului, Dumnezeu mi-a spus, crezi tu că numai pe ăștia am, eu am încă alții. Și mi-am amintit, ceilalți sunt poate acei necunoscuți, dar pe care Domnul îi are și este mâna lui cu ei și îi sprijinește în lucrare. Și rugăm să o facă mai departe, amin. Avem și predicatori cunoscuți în relatările biblice. De exemplu, de la versul 22 spuneți vestea despre ei, despre acești necunoscuți și despre lucrarea lor ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Apoi, versul 25, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute și pe Saul. Și în versul 24 spune că prin lucrarea lui Barnaba, destul de mult norod, nu doar printre a lui, dar și prin faptul că el s-a adăugat a celorlalți care nu-i cunoaștem cum i-a chemat, mult norod s-a adaus la Domnul. Apoi, mai întoarceți la fapte 15, mai avem și alții care au lucrat în biserica din Antiohia. 15 cu 32, Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. Deci lucrarea lor a ajutat biserica. Și versul 37, Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Deci și Marcu a lucrat acolo. Este foarte important într-o biserică să lucreze cei care sunt acolo și să mai vină și alții să îi sprijinească. Au venit și învățători din altă parte și au venit și proroși din altă parte. Și bine spune Pavel 1 Corinteni 15, 11, astfel ori noi, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Dacă doriți, putem să amintim din Galateni că și apostolul Petru a trecut pe la Antiohia și a avut și el o contribuție. Galateni 2 cu 11. Aici este prinsă o fază mai dificilă, dar în mod sigur a avut o contribuție bună și Petru acolo. Dar când a venit Chifa în Antiohia și i-am stătut împotrivă în față că și era deosândit și spune că a stat mai mult în adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Deci a stat o vreme mai lungă. Mai scrie apoi și despre acel proroc Agag, că a venit împreună cu alți proroci de la Ierusalim în biserica din Antiohia. Vis-a-vis de felul în care s-a desfășurat lucrarea de formare a bisericii, vreau să ne uităm la versetul 20 din capitolul 11. Vă spuneam că în biserica din Antiohia s-au dus niște oameni dintre iudei împrăștiați. Și aceștia erau, printre altele, din Cipru. Uitați-vă acum pe pagina din dreapta, versetul 4 din capitolul 13. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Originar din Cipru erau cei care s-au dus să vestească în Antiohia și Domnul a ținut cont de asta. Și n-a fost doar ideea lor să meargă la locurile natale, înapoi în Cipru, că și Barnaba era din Cipru, să meargă în locurile lor natale să propovăduiască. Și călăuzirea Domnului a fost ca să se ducă, să vestească și acolo pe unde ei fuseseră împrăștiați printre neamuri. Și într-un fel am amintit aceasta că este necesar fiecare să ne gândim și de unde am venit și să ținem cont și de lucrarea Domnului și de biserică în felul care evoluează acolo de unde suntem. Fiecare de unde suntem. Dacă omenește, ne leagă ceva de locurile natale, haideți să înțelegem că și Dumnezeu ne dă o responsabilitate să ținem cont de locurile respective și să acceptăm trimiterea Domnului sau să colaborăm într-un fel ca Dumnezeu să cerceteze și locurile unde stăm și cele unde am stat cândva și să avem astfel o viziune asupra lucrării Domnului. Este foarte importantă la biserica din Antiohia formarea lucrătorilor, pentru că este o biserică care a dat mulți lucrători și lucrători deosebiți în via Domnului. Gândiți-vă la Domnul Iisus. El predica mulțimilor. Dar nu s-a rezumat la atât. A fost necesar să formeze ucenici. Dacă avem o mare masă de oameni care s-au predat la Domnul și i-am botezat pe toți, dar n-ar fi oameni care să fie învățători, să fie proroci, să fie lucrători acolo,
nu s-ar putea întreține o astfel de lucrare. Imaginați-vă o fabrică cu 7.000 de muncitori, fără niciun maestru, fără niciun tehnician, fără niciun inginer, fără niciun manager. Acolo ar fi mână de lucru din plin, dar ar socoti toți că sunt în pauză. N-ar avea cine să-i îndemne la lucru și ce să aibă de făcut. Deci este nevoie, la fel și la nivelul bisericii. Și biserica din Antiohia a înțeles din plin lucrul acesta. Dar cum se pot forma lucrători? Că unii vor doar să fie, dar fără formare, alții au înțeles că lucrătorii se formează doar din punct de vedere scolastic și s-a dat greș. A fost un faliment clerul de-a lungul istoriei, cei care au crezut că se pot forma lucrători doar scolastic. Cum a înțeles biserica din Antiohia să formeze lucrători? Domnul Iisus spunea când le-a zis în trimiterea din Matei 28, duceți-vă, botezați și faceți ucenici. În 11:23, aici în Fapte, cred că apare un prim aspect. Când a ajuns deci Barnaba el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipită de Domnul. Și în versetul 26 scrie: și când l-a găsit pe Saul, l-a adus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Barnaba a îndemnat pe toți să rămână hotărâți. Și unii dintre cei din Antiohia au fost statornici, au perseverat în învățătură, în rugăciune, în slujire. Și astfel Domnul i-a format ca și ucenici. Uitați-vă ce spune și în 13:2. Pe când slujeau Domnului și posteau, ca Domnul să formeze pe cineva, este nevoie să fie hotărât. Să fie hotărât și să rămână alipit. Că mulți spun, mă hotărăsc, citesc Biblia, am să studiez, îmi iau un caiet, îmi fac notițe și după aia nu mai știi până și-a pus caietul. Mulți se hotărăsc, acum am să mă apuc și să mă rog. Voi fi sistematic în aceasta și mă rog o oră pe zi. Și la un moment dat, nu știu cum se face, că o să vină niște zile când se pare că e mai scurtă, exact cu ora lui de rugăciune n-ajunge. Dar oamenii care au insistat, au crescut spiritual. Și de aceea am spus că nu se formează lucrător doar scolastic, sau doar că vrea cineva. Să vrei, să înveți și să slujești, adică să faci practică în timp ce postești și te rogi. Și așa se formează lucrători. Nu este altă artă. Domnul ce a făcut cu ucenici? Îi învăța? Au rămas hotărâți și nu frecventau așa când și cum. Unii au plecat, s-au pierdut, au intrat în anonimat. Învățau și Domnul i-a trimis în lucrare. Mai și greșeau ei, dar au rămas. Și uite că din ei au ieșit apostoli. Și când au pornit, ce aveau la bază, la activul lor, în trecutul lor? Nu aveau ceva deosebit. Dar fiindcă s-au încadrat în aceste lucrări, Domnul i-a sprijinit. Și putem să citim chiar regulile generale în privința aceasta din Roman 12. Acolo se vorbește despre daruri, despre oameni care sunt ridicați ca ucenici de Domnul și folosiți. Și este nevoie de frați și de surori pe linia aceasta. Dacă ar înțelege și ar asculta și cei tineri, că unul din lucrurile care sunt marcante la tineri în vremea noastră de acum, se vede o apatie la ei. Parcă nu sunt așa cu inimă hotărâtă. Și dedicați și hotărâți ca Dumnezeu să-i sprijinească. 12:1-2. Vândând dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, de să te pui la dispoziția lui Dumnezeu dacă vrei să fii un ucenic. Aceasta va fi din partea voastră. Deci asta e aportul meu. Asta pot să fac eu. În rest face Domnul. Dar dacă nu mă pun la îndemâna lui, cu cine să facă Domnul? Să nu vă potriviți chipului viacului, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Cum i-a ales Dumnezeu pe leviți și i-a format? S-au pus la îndemâna Domnului. Și citim și din epistola lui Pavel către Timotei, a doua epistolă, capitolul 2, de la versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cele ce l-a scris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Cine vrea să facă sport de performanță, o să-l găsești în orice timp liber la antrenament. Cine vrea să facă într-un anumit domeniu carieră, se dedică. În lucrarea Domnului este la fel. Te dedici și perseverezi după principiile sfinte. Să fii învățat după Scriptură și să slujești cu abnegație, cu post, cu rugăciune. Domnul să ne ajute. Amin. Și din cei care se dedică Domnului, întâlnim aici în Faptele Apostolilor, capitolul 13, că Domnul alege, plasându-i în diferite lucrări, pe ucenici. Fapte 13, cu 2 la 4.
Pe când slujeau Domnului? Aceștia nu s-au pregătit pentru un anume sector, atâți candidați pentru câte sectoare ar fi. Ăștia s-au pregătit cât mai mulți, că oricum sectorul e lumea, dacă vreți. Și ar fi unde să fie prinși în lucrare. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. Dar ceilalți din 13:1 credeți că pentru ei n-a avut Domnul lucrare? Ba da, dar lucrarea lor a fost într-un anumit domeniu și a lui Saul și Barnaba în domeniul în care ne este relatat aici. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Și a fost o chemare și o repartizare dată de Duhul lui Dumnezeu. Versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Este chemarea pentru lucrare, diferită de chemarea pentru dar. Dumnezeu ne cheamă să ne punem la dispoziția Lui și dă daruri bisericii. Dar apoi Dumnezeu are cu fiecare din noi o repartiție anume. Pe unul îl cheamă pentru o anumită zonă, pentru biserica locală, pe altul pentru lucrarea, să zic, cu tinerii, să zic cum ar fi acum, sau pe altul să lucreze în învățământ, sau altul să lucreze cu copiii. Are Dumnezeu o chemare pe care trebuie să ne o înțelegem. Și apostolii nu și-au confundat chemările. Și spune în Galateni 2:8 despre Pavel și Petru, citim și 7. Ba din potrivă, când au văzut ei că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur. Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostol neamurilor. Pavel a încercat să facă lucrarea la Ierusalim. I-a mers? Nu știu ce a făcut, dar a stângăcit-o. S-a dus Petru să facă lucrarea în Antiohia. Nu știu ce a făcut, dar a căzut în lațul fățărniciei. Numai că nu erau la locul lor și greșeau. Că fiecare avea locul lui. Și la locul tău ești bun. Și în altă parte, ești cel puțin mai puțin bun. Uitându-ne la lucrătorii care a avut biserica din Antiohia, ne întoarcem la Fapte 13, este frumos că au avut baza. Au avut și alte daruri, dar au avut baza. Știți care este baza? Spune Biblia că temelia este pusă de apostoli și proroci. Este ceva identic cu Vechiul Testament, acolo era legea și prorocii, Noul Testament, apostolii și proroci, adică învățătura apostolilor și lucrarea prorocilor. În 13:1 scrie, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Este foarte frumos când aceste două se pot îmbina. Erau niște proroci și învățători. Ce mă bucură foarte mult este că aici scrie la 15:35 că în biserica asta din Antiohia nu erau numai cei din 13:1, erau mulți învățători. 15:35, Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Erau mulți predicatori în Antiohia. Că iarăși este rău când doar unul face slujbă sau altul și nu sunt mulți care să fie prinși în lucrare. Așa a avut și biserica din Ierusalim, câțiva mai deosebiți pe care îi știm, dar alții mulți anonimi pe care nu știm, dar făceau și o lucrare bună în numele Domnului, împreună cu mulți alții propovăduiau. Și nu cred că este bine să venim cu versetul din Iacov 3, interpretat greșit, doar așa ca să ne eschivăm că nu este bine să ne educăm ca să iasă învățători. Că ni se mai întâmplă uneori când spunem unora tineri, auziți, Domnul poate vă cheamă să fiți predicatori. Frate, sunt, ajunge 1-2. Asta după ce epistolă spui că ajunge 1-2? După epistola lenevirii. Iacov 3:1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători. Dar de ce? Este decret să nu fie mulți? În Antiohia au fost mulți, era rău? Era în discordanță ce spunea Iacov de la Ierusalim cu ceea ce era în Antiohia? Nu. Nu mai spune de ce. Că știți că vom primi o judecată mai aspră. El a scris o epistolă către iudei și le-a spus că este o responsabilitate mai mare pentru cine învață. Că știți ce spune Pavel, 2 Corinteni 2:17. Cei mai mulți străcă cuvântul. Și acum vă citesc alte două versete care le explică pe asta că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Evrei 5, cu versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Acum Pavel se contrazice cu Iacov? Nu.
Dar și aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cine din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Deci unii trebuia să fie învățători, n-au ajuns, și acum deschideți în Tit, tot de evrei vorba, nu le confundăm, Tit 1 cu 10 și 11. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, evrei, evident, sunt mulți de supuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucru care nu trebuie să le învețe. Deci unii din evrei trebuia să fie învățători, n-ajunseseră, și alții trebuia să fie învățători și ajunseseră învățători răi, nu buni. De-aia Iacov le spune, măi, fiți învățători buni, nu răi. Un învățător bun este de dorit. Să nu mergem pe ideea că nu trebuie să fie mulți învățători. Trebuie să fie numai să fie buni. Unii n-ajunseseră și alții ajung și răi. Trebuie să ajungă și să fie buni dacă sunt chemați la învățătură. Pe lângă acești învățători din Antiohia, existau proroci și vreau să mai citim în Fapte 11, cu versetul 27, că au venit încă alți proroci de la Ierusalim. Păi fi sigur că o biserică care n-are proroci și nu-i primește, n-au ce căuta alți proroci să vină acolo, că îi ține pe banc. Numai o biserică care are proroci, acceptă proroci. 11 cu 27. În vremea aceea s-au pocărât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui în ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Ce frumos se împleteau lucrările profetice și ce rol aveau și ce cont țineau de ele. După profeție, au trimis un ajutor, au urmărit profețiile. Gândiți-vă la Iosif din cartea Genesei. O țară întreagă a ținut cont de un mesaj venit de la Dumnezeu. Este foarte important așa. Mai putem citi și în capitolul 15, versetul 32. O altă lucrare benefică care se poate realiza prin proroci, dacă sunt într-o biserică, 15 cu 32. Tot doi proroci veniți de la Ierusalim. Iuda și Sila, care și erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Nu spune că i-au învățat, că nu erau învățători, erau proroci. Dar lucrarea de prorocie are un efect de întărire a lucrării lui Dumnezeu dintr-o biserică. Învățătura și prorocia sunt cele două baze necesare. Dar acolo am mai citit și de darul dărniciei și, în mod sigur, existau și alte daruri dumnezeiești. Unde sunt astea două, pe lângă astea, în mod sigur, mai sunt și altele. Fiind vorba de lucrători, vreau să ne oprim puțin la Barnaba, deschideți la Fapte 4, de la versetul 36. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. El a fost unul care a făcut ce făceau toți la Ierusalim. Dar fiindcă a stăruit în harul lui Dumnezeu, cum i-a îndemnat cel mai târziu pe cei din Antiohia, Dumnezeu l-a luat și l-a folosit în mod deosebit pe acest Barnaba, fiul mângăierii. Avea el darul lui. Deschideți să vedeți ce a lucrat prin acest dar al lui Dumnezeu în Fapte 11 cu 24, căci Barnaba era un om de bine, deci Barnaba de fapt era o denumire a calităților sale sfinte, plin de Duhul Sfânt și de credință. Doamne, fă-ne așa, te rugăm. Și prin lucrarea lui a întrezărit el ce lucrare are Dumnezeu. Nu știu, a avut descoperire, ar avea o finețe sufletească pe linia asta și a dat seama că Dumnezeu are o lucrare cu Saul. S-a dus după el, l-a găsit la Tarsi, l-a adus în Antiohia și când l-a găsit, un an întreg a luat parte la adunările bisericii. Și mai vedem acum din capitolul 9, versetul 26, când a ajuns la Ierusalim, e vorba de Saul, deci ulteriorul Pavel, a căutat să se lipească de ucenici, dar ei toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că el este ucenic. Nu avea o sensibilitate asta a lui Barnaba. Atunci Barnaba s-a dus la el, în mod sigur nu umbla de capul lui că era plin de Duhul Sfânt. El, sub călăuzirea Duhului Sfânt, plin de credință, a văzut ce poate ieși de acolo. L-a luat cu el, l-a dus la apostoli
Și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum la Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele Domnului. De atunci se ducea și venea împreună cu el la Ierusalim. Și nu știu ce s-a întâmplat, de Saul s-a dus la Tars. Dar Barnaba și acolo s-a dus după el. Și l-a dus în biserica din Antiohia. Și uitați-vă ce realizare a fost apoi. Îmi spunea un frate din Austria. Și nu știu cum se face că eu nu sunt chemat să fiu diacon sau alt lucrător. Zice, dar am o chemare să sprijinesc, să se ridice unii. Și a avut o călăuzire din partea Domnului să meargă undeva într-altă localitate și să cheme pe un frate la ei. Și așa am avut eu călăuzire. Ulterior, acel frate a ajuns prezbiter. Apoi, a simțit el călăuzirea să se ocupe de niște frați, unii căsătoriți, dar tineri, la un grup de rugăciune. Și în timp ce se ruga cu ei, Domnul i-a cercetat și s-au rugat așa un an, doi, și la viitoarea alegeri de comitet, exact toți aia din grup au intrat în comitet. El, săracul, a rămas pe din afară și de slujba de diacon și de comitet a rămas acum. Dar se uita, zice, poate asta a fost lucrarea mea. Deci, este foarte important și rolul acesta de Barnaba. Și Barnaba s-a dus plecat cu Saul în misiune, cel care a fost Pavel. Imediat Pavel a trecut în față, el a rămas și în altă echipă. Dar asta a fost chemarea lui și a înțeles-o. Uneori, o mamă care stă în spatele unor copii sau un tată, el nu va fi ceva mare deosebit. Dar poate copiii lui vor ieși ceva. El va fi un om al mânghierii care știe cu finețe să-i sprijinească pe unii să ajungă într-o lucrare care o vrea Domnul. Așa sunt lucrurile. Vreau să privim acum la lucrarea misionară care a făcut-o biserica din Antiohia aici. Noi suntem puțin mai slăbuți. Biserica din Antiohia a simțit chemarea din partea Domnului și în timp ce slujeau și acolo local s-a umplut, că nu că n-am vrea noi să ajutăm, dar ca să poți să ajuți în altă parte, trebuie să ai lucrători crescuți, pe care dacă îi trebuie să poată face ceva, că numai așa să ne împrăștiem noi pe străzi, ne-am putea împrăștia, să împărțim tractat. Dar să poată să facă ceva. Biserica în Ierusalim, Domnul a hotărât mai întâi să stea un anumit stadiu în Ierusalim, să nu plece nimeni până la o anumită maturitate. Nu numai că prigoana i-a împrăștiat, a fost și o lucrare a Domnului, până se maturizează ei până la un punct și apoi să plece. Așa au fost și cei din Antiohia. Coordonatele lucrării de misiune, uitați-vă în 13:5, am zis doar două să nu fie greu de ținut minte. Obiectul lucrării noastre, 13:5, ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Trimiterea noastră este cu cuvântul. Evanghelia aceasta trebuie să fie profetată până la marginea pământului. Și alte cărți pot să ajute. Este și material suplimentar bun. Și dacă le spune oamenilor minuni sau se face o lucrare în care oamenilor se descoperită viața lor și se profețește, și astea sunt bune, însoțesc Evanghelia. Dar dacă nu e Evanghelia în primul rând, ce să creadă oamenii? Evanghelia este dată, spune Roman 10, ca oamenii să fie mântuiți. Dar ce frumos! Uitați, spune, de la versetul 2 recitim. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt i-a zis, spuneți-i deoparte. Versetul 4. Trimiși de Duhul s-au pogorât acolo. Și acum uitați în versetul 7. Un anume Sergius Paulus, un dregător, vrea să audă cuvântul. Dar dacă ar fi numai cuvântul gol, ne încurcă ceilalți filozofi. Și spune în versetul 9. Ținând cont de versetul 8, că sunt vrăjitor și lumea asta este sub dominație spirituală satanică, atunci Saul, care se numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și i-a rostit sentința. Și acum spune în versetul 12, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Deci metodologia de a lucra cu cuvântul este slujirea prin Duhul. Altă metodologie n-are cuvântul. Căci cuvântul, sabia Duhului care este, cuvântul lui Dumnezeu. Când este mânuit de oameni plini de Duh, sub călăuzirea Duhului, și are efectul. Dacă nu, rămâne o vorbă în plus. Atunci își atinge obiectivul, pentru că în lume este o dominație spirituală demonică și este nevoie să fie sprijinit la nivel de Duh. Și Dumnezeu vrea să-și sprijinească cuvântul, este interesat. Problema este dacă noi suntem cei dedicați și curați ca Domnul să ne poată sprijini și rugăm să o facă. Amin. Să ne uităm doar pe scurt, în câteva minute, la felul în care au plecat misionare din Antiohia, în Fapte 13. Deci spune de la versetul 3, este prima călătorie misionară care a fost în Asia Mică. După ce au postit, s-au rugat și au pus mâini de pe zi și au lăsat să plece. Dar unde să plece? Au avut o călăuzire să meargă în Cipru
Versetul 13. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Din Perga și-au urmat drumul înainte și-au ajuns la Antiohia din Pisidia. Și apoi urmează, uitați-vă, în Antiohia, fapte 13. În fapte 14, în Iconia, întoarcem pagina, s-au dus la Listra, următorul titlu la Derbe. De aici, spune de la versetul 24, au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, adică au făcut turul și returul înapoi, aproximativ. S-au pogorât la Atalia, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Trimiși de Duhul din biserică, s-au dus prin Asia Mică, au înființat mai multe biserici, au pus lucrători, spune versetul de mai sus, versetul 23, și s-au întors tot în biserica din Antiohia de unde plecaseră. Versetul 27. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, și cum descrisese neamurilor ușa credinței și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Niște lucruri foarte importante. Să fii trimis de biserică, să te sprijinească biserica, să te întorci înapoi, să spui pe unde ai fost, ce ai făcut și ce s-a făcut și să rămâi apoi în biserică pentru o vreme ca să te întărești. Nu știu exact cât la sută a trebuit să rămână pentru ei ca să fie din nou întăriți și sprijiniți de biserică, cât la sută era necesar și pentru biserică să mai stea acolo. Cred că amândouă contează. În 15:2 au avut și aici, pe plan local, anumite activități, Pavel și Barnaba au avut cu unii un viu schimb de vorbe, vom vedea imediat ce e cu aceștia. S-au dus la Ierusalim, Pavel și Barnaba spune versetul 2, și apoi s-au întors din nou la Antiohia, după acel conciliu așa numit de la Ierusalim. Din versetul 36 începe a doua călătorie misionară, după câteva zile, după ce veniseră de la Ierusalim. Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Ei, nu spune Biblia aici că au avut un plan în momentul acesta. Ei s-au gândit doar să ne întoarcem pe la cei care am mai fost. Versetul 40, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați. Din nou a plecat cu știrea bisericii, din nou a plecat cu binecuvântarea bisericii, cu rugăciunea bisericii și cu susținerea bisericii, încredințat de frați în grija Harului Domnului. Ei au străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Ce lucrare bună fac cei care sunt trimiși în felul acesta. În urmă s-au dus la Derbe, fostele lor locuri unde înființaseră biserici, la Listra. Și aici, în capitolul 16, versetul 6, au fost opriți de Duhul, deci călăuzirea Duhului din prima misiune a rămas la fel de prezentă și într-a doua. Nu doar din start, apoi mergem pe unde apucăm noi. O călăuzire a Domnului. Au fost opriți de Duhul să vestească cuvântul în Asia. Vedeți ce stăpânire avea Duhul peste vestirea lor? Cât de puternic stăpânea vestirea Duhul. Și apoi, acea vedenie din versetul 10 a urmat a doua călătorie misionară în Europa, zona Greciei. Filip, capitolul 17, Tesalonic, Berea, Atena, capitolul 18, Corint, și versetul 22, când s-a dat jos din corabie, în Cezarea s-a suit la Ierusalim, ducea acele ajutoare și vrea să fie la sărbătoare, a urat de bine bisericii și s-a pogorât în Antiohia. Și din nou, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, iarăși, între a doua și a treia călătorie misionară, iar au stat o vreme în Antiohia, în biserica unde ei erau membri. Apoi, a treia călătorie misionară, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigii, întărind pe toți ucenicii. Și de aici au plecat ei în călătoria lor, care a cuprins și zona Efesului, au ajuns și în Macedonia, în final s-a dus la Ierusalim și apoi a urmat acea numită a patra călătorie la Roma. Nu știm apoi care au mai fost traseele, datele din epistole fiind foarte sumare pe linia aceasta. Două aspecte care rezultă, printre altele, de aici. Colaborarea dintre biserici și lucrători. Ați văzut cum Pavel se ducea la Ierusalim și cum ducea ajutoare din zona Europei pentru cei de la Ierusalim? Când au avut o neînțelegere, cum s-au dus la Ierusalim, cum veneau prorocii și învățătorii de la Ierusalim, cum cei de la Ierusalim au trimis lucrători în Antiohia, erau două biserici care puteau să colaboreze. Erau pe aceeași undă de Duh și pe aceeași
linie teologică doctrinară de învățătură. În capitolul 15 vedem foarte clar lucrurile acestea, 15:2. Pentru că asta vreau să fie ceva aplicativ pentru noi. Pavel și Barnaba au avut cu unii veniți un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Uitați-vă în ce relații erau cu biserica. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, ce părtășie frățească era acolo. Și a urmat drumul prin Fenicia și Samaria și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Aștia pe unde se duceau, exact cum spune Pavel în 2 Corinteni, că răspândeau mireasmă. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Acum versul 27, zice aici, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceste lucruri. Și din Ierusalim din nou trimis și epistola și lucrătorii. Uitați-vă la această colaborare. Și de asemenea 22 și 23, apostoli și prezbiteri și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva din ei să-i trimite la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba, au ales pe Iuda Barsaba și pe Sila, și au scris astfel prin ei, apostoli, prezbiteri și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria, în Cilicia, plecăciune. Au colaborat atât pe linie spirituală, și asta are un randament puternic, uitați-vă, 30 și 31, colaborarea între bisericile care au aceeași învățătură și același duh. Ei, deși au rămas buni de la biserică, biserica din Ierusalim, cu rămas bun au plecat, așa, în ordine, și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Citim și versetul următor, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Și de asemenea și ajutorul material, cel despre care am citit în Fapte 11, că le-au trimis un ajutor la Ierusalim, cei din Antiohia. O colaborare spirituală și materială. Nu doar pe plan local, și între biserici. Dar uitați-vă acum ce contrast. Citim acum în 15:1. Câțiva oameni veniți din Iudeea, adică tot de la Ierusalim, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Aici nu e vorba de colaborare între biserici, aici se pune problema colaborării între partide. Să nu mă înțelegeți greșit, nu toți credem la fel deodată, dar cine e mânat de spiritul de partidă nu va urmări în ceea ce credem la fel. El va băga doar bâza la ceea ce știe el. Și aici nu e vorba de colaborare între biserici, aici trebuie să fie altceva. Lipsă de colaborare. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. S-au împuns într-un fel cu ei. Dar cum se face că peste tot unde mergea Pavel și Barnaba în biserici, numai bucurie, numai îmbărbătau pe frați, ăștia pe unde mergeau? Viu schimb de vorbe, dar de la din 2 Timotei 2, care nu duc decât la pierirea celor ce le ascultă. Adică schimburi de vorbe care dau moarte. În privința aceasta, uitați-vă ce spune versetul 24. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră. De ce crezi că de la Dumnezeu o aveau? Dar ei de bună seamă o credeau și o afirmau? Și atât de mult a avut Pavel de furcă cu oamenii aceștia, iudeizatori în mod special în vremea aia, astăzi vor fi alții de alte culori, care nu vin și urmăresc progresul bisericii sau îmbărbătarea. Dar cine urmărește doar spiritul de partidă, ăsta nu-i trimis și nu trebuie primit. Ăștia nici trimiși, nici primiți nu trebuie. Și așa umblă ei. Numai efectul lor este unul destructiv. Uitați-vă ce spune în versetul 5. Mai rămăseseră și la Ierusalim, că măcar dacă plecaseră toți, de-ar fi plecat toți, măcar scăpau cei de la Ierusalim de ei. Atunci unul din partida fariseilor care credeau s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur. Mai rămăseseră și la bază reprezentanți, nu erau toți plecați. Și ce a fost disputa din Antiohia a fost discuție contradictorie și la Ierusalim. Și de ăștia nu scăpăm. O, dacă i-am putea noi separa, adică să-i primim pe cei care trebuie și să-i trimitem numai pe cei care trebuie, ca să nu încurcăm lucrurile. Lucrarea este atât de vastă. Dar cei care sunt sub același duh și au aceeași scriptură, ăștia fac tot aceeași treabă. Că măsura de duh diferă, este o altă problemă.
că încă n-am ajuns, dar unul care e sincer, uitați-vă în Apollo, fiindcă era sincer și nu urmărea spiritul de partidă, a acceptat ce spune Aquila și Priscila. Și ar fi bine să mai meargă unii care nu au într-o anumită zonă ceea ce trebuie și să meargă în zone unde sunt și să vină de acolo pocăiți. Când vine misionarul, ăștia să-l primească, să le mai predice și lor, ar trebui. Și așa se va întâmpla acolo unde este bine. Dar când este vorba de oameni care strâcă, spune în Roman 16, una, doua Ioan și atâtea texte, Filipeni 3:2, cât despre câinii aceia, spune la un moment dat, scrijilații aceia, nu-i priviți, nu le ziceți bun venit, că nu fac decât să încurce lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească de ei. Vrem să încheiem gândindu-ne că în biserica din Antiohia era și cantitate și calitate. Asta spune Biblia, 16:5. Bisericile se întăreau în credință, asta înseamnă o creștere în calitate, și sporeau la număr din zi în zi, asta înseamnă și cantitate. Este tot ce ți-ai putea dori. Adică să crească și lucrători, să se formeze în credință și să fie oameni care se maturizează, dar să crească și ca număr. Așa s-a întâmplat în Antiohia, spune 11:23. Când a văzut harul Dumnezeu, s-a bucurat și îndemna pe toți să rămână cu inima hotărât alipită de Domnul. Și mult norod s-au adaus acolo. Și apoi, din Antiohia, s-au ridicat ceea ce spune apoi în Efeseni 4:11, că Domnul a dat pe unii apostoli și din Antiohia au plecat apostoli. Proroci și-au fost, evangheliști sigur au fost, păstori și învățători. Domnul să binecuvânteze și bisericile de astăzi. Să se bucure de lucrarea unora care sunt simpli, poate, anonimi, dar-i mâna Domnului cu ei. Și să aibă și parte de unii care, pentru o vreme, sunt anumite vârfuri, dar vârfuri care au un alt vârf de piramidă sus în cer. Să se poată dedica biserica, hotărâți să învățăm, să slujim, să postim, ca să creștem. Să nu ducă biserica lipsă de lucrători și să se formeze. Și nu-i formăm numai așa ca să avem lucrători, că ăsta nu-i scop în sine. Scopul în sine, chiar al lucrătorilor, ca și ceilalți să se formeze, spune Efeseni 4. Că nu formăm lucrători numai să avem popă. Ce a făcut cu asta? Unii sunt formați ca ei să formeze pe alții și în final spune Biblia ca toți să ajungă la înălțimea saturii plinătății lui Hristos. Amin? Acesta e scopul lui Dumnezeu. Și asta nu se poate decât dedicându-ne la învățătură, la post, la rugăciune, la slujire și Domnul pe unii va forma înainte la alții și vor ajuta și ei să se formează alții, ca într-o familie. Când ăia care, copiii care sunt mai mărișori, o leac ajută părinții să crească și ea mai mici. Mai dau și eu o mână de ajutor, că tot tata face și mama marele lucru. Dar cei mai mari dau și eu o mână de ajutor ca să se formeze. Și așa a fost în biserica din Antiohia. Mai mulți lucrători formați și părtășie puternică și au înțeles responsabilitatea și față de zona natală și față de alte zone pe unde e plasat Duhul lui Dumnezeu. Au plecat strimiși de biserică, sub mâna Duhului, veneau înapoi, iar se întăreau, raportau ce au făcut și țineau legătura cu bisericile sfinte și cu lucrătorii curați și adevărați sub călăuzirea lui Dumnezeu, că cei din Antiohia erau cu Duhul, la cei din Ierusalim li s-a părut nimerit Duhul Sfânt și lor tot cu Duhul erau și Domnul să ne ajute să creștem cantitativ și calitativ. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.